Până copii vă spun un bun venit la colțul cu povești! Un fruct preferat! În Ioan, capitolul 15, cu versetul 5, citim: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Îți plac strugurii sau mustul? Multor oameni, da! Strugurii sunt unele dintre fructele preferate ale multora, așa cum sunt bananele și mango. Oamenii sădesc și mănâncă struguri de foarte mult timp. Îți amintești de Noe? Când s-a încheiat potopul, Noe a plantat viță și Iisus a băut must. Când ne gândim la must, ne imaginăm culoarea mov închis, dar strugurii pot avea 7 culori diferite. Unii sunt roșii, alții verzi, unii sunt albi, alții sunt negri, unii sunt chiar mov sau aurii. Cu mulți ani în urmă, oamenii credeau că mustul poate vindeca bolnavi. În China, doctorii amestecau mustul cu alte medicamente. În zilele noastre am învățat că este foarte bine pentru corpul nostru să consumăm struguri. Strugurii cresc în vița de vie. Pe măsură ce îmbătrânesc, vițele devin ca niște frânghii foarte puternice. Uneori chiar te poți legăna pe acestea. Vițele pot supraviețui foarte mult. Se spune că o viță din Carolina de Nord are 400 de ani. Prin viță trimite Iisus apă și hrană strugurilor. Atunci când un strugure se desprinde de viță, începe să se strice și să moară. Iisus vrea să ne gândim la El atunci când vedem o viță de vie. El vrea să stăm aproape de El, așa cum stau strugurii de viță. Vom fi mult mai fericiți dacă stăm aproape de Iisus. Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!